noțiune specifică termodinamicii este căldura. Să vedem ce-i căldura. Puteți vedea aici o simulare a unei ciocniri elastice. Vi se pare că trece ceva de la căruciorul roșu la cel albastru? Ei bine, trece ceva. Trece energie cinetică de la corpul cu energie mai mare la corpul cu energie mai puțină. Moleculele unui corp sunt într-o permanentă mișcare dezordonată. Cu cât este mai mare temperatura corpului, cu atât au în medie mai multă energie moleculele lui. Dacă punem în contact două corpuri cu temperaturi diferite, în zona de contact vor avea loc miliarde de ciocniri perfect elastice între moleculele celor două corpuri și în cele mai multe cazuri, moleculele corpului cald vor avea în momentul ciocnirii mai multă energie decât cele ale corpului rece. Iar asta înseamnă că în majoritatea ciocnirilor, moleculele corpului cald pierd energie, iar moleculele corpului rece câștigă energie. Din această cauză, întotdeauna corpul cald pierde energie și se răcește, iar corpul rece primește energie și se încălzește. În acest caz, spunem că trece căldură de la corpul cald la corpul rece. Acest proces continuă până când moleculele celor două corpuri au aceeași energie cinetică medie, adică până când corpurile au aceeași temperatură. Din acel moment, prin ciocnirile dintre molecule, fiecare corp câștigă tot atâta energie câtă pierde. Și spunem că nu mai trece căldură de la un corp la altul, avem echilibru termic. Căldura nu este, deci, o formă de energie, ci o formă a schimbului de energie. Într-un fel, nici nu există căldură. Este doar un model pentru trecerea energiei de la un corp la altul prin ciocnirile dintre molecule. Inițial, oamenii și-au imaginat că există ceva, un fluid, care trece de la corpurile calde la cele reci și așa am rămas cu acest model al transferului de energie. Căldura este încă o dovadă a faptului că noi nu studiem realitatea fizică, ci modelele pe care ni le oferă creierul. Iar modelul căldurii este cât se poate de folositor pentru studiul fenomenelor termice. Este un model care stă la baza unui întreg capitol al fizicii, termodinamica. Deoarece căldura ne arată câtă energie a trecut de la un corp la altul, ea se măsoară cu aceeași unitate de măsură cu care măsurăm energia, joule-ul. O altă dovadă a faptului că nu putem considera căldura o formă de energie este aceea că nu putem spune despre un corp că are atâta căldură. Întrebarea câtă căldură are un corp este absurdă. Un corp poate să dea sau să primească căldură, dar câtă căldură dă sau câtă căldură primește depinde de temperatura corpului cu care este în contact. Nu este o proprietate intrinsecă a corpului despre care vorbim. De aceea, repet, căldura este o măsură pentru schimbul de energie și nu o măsură pentru energia unui sistem. O altă formă a schimbului de energie între corpuri este lucrul mecanic, despre care am vorbit la mecanică și care are, după cum veți vedea, un rol foarte important și în termodinamică.